Locuința este percepută de fiecare dintre noi ca spațiu de siguranță și confort, iar dacă aceasta este invadată de persoane străine, cel mai puternic ne este afectată siguranța. Infractorii speculează neglijența locatarilor, a proprietarilor în a securiza casa, motiv pentru care un aspect foarte important în prevenirea furturilor din locuință este reprezentat de necesitatea adaptării măsurilor de siguranță la tipul de locuință și la valorile care trebuie protejate. Ce trebuie să faci dacă locuiești la bloc? Montează un interfon la intrarea în scara blocului sau alte sisteme de închidere la care să aibă acces doar proprietarii. Asigură-te că ai închis bine ușa atunci când intri sau ieși în și din imobil. Dacă imobilul are și alte căi de acces, subsol, terase, intrări suplimentare, asigură-te că și ele sunt bine închise. Este de recomandat și binevenit un iluminat corespunzător la intrare în casa scării blocului, cât și pe paliere. Nu permite accesul persoanelor necunoscute care sună la interfon folosind diverse pretexte sau a celor care încearcă să intre odată cu tine în scara blocului. Pentru un plus de siguranță, vă recomandăm montarea unui sistem de supraveghere video a vecinătății. Ține ușa de acces în locuință încuiată permanent, chiar și atunci când ești acasă. Nu uita, cel mai ușor furt din locuință este cel cu ușa închisă, dar neasigurată. Infractorul intră în locuință de unde poate sustrage obiecte pe care le găsește în hol sau în cea mai apropiată încăpere de la intrare. Nu uita că infractorii încearcă prin forțarea, ruperea, spargerea sistemelor de închidere de la uși, ferestre, tavane, podele să intre în locuința ta. Din acest motiv, îți recomandăm să folosești sisteme de închidere rezistente la încercarea acestora de a-ți intra în locuință. Nu lăsa bilet în ușa locuinței prin a cărui conținut faci publică lipsa ta, de exemplu, ajung după ora 16 sau index de la tot felul de contoare citiri. Dacă locuiești la parter, etajul 1 sau ultimul etaj, asigură-ți ferestrele cu grilaje metalice sau alte sisteme de antiefracție. Când părăsești locuința, chiar dacă e pentru un timp foarte scurt, închideți toate ferestrele și ușa de la balcon. Nu uita că infractorii abia așteaptă oportunitatea de a escalada sau de a forța o ușă sau un geam termopan lăsate rabatate. Fii cu ochii în patru.